Bună seara din nou. Vă mulțumim că sunteți, că ne sunteți alături pe tema propusă de product owner versus product manager. Nu e nimic special în termenul de versus, o să vedeți. Suntem aici sub umbrela celor de la BRICS, un loc, o comunitate dedicată profesioniștilor. Numele meu e Alexandru Moise, voi fi gazda voastră de astăzi, împreună cu Cătălin Chițulescu. Vom discuta pe marginea temei propuse, ce înseamnă fiecare rol, cum funcționează ele împreună, va fi o perspectivă asupra subiectului, fără a avea pretenția că e un răspuns complet, este mai mult o invitație la discuție. O să-l rog pe Cătălin să se prezinte și el un pic și după aia vom procede la tema cu pricina. Salutare, Alex, și mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să-ți fiu alături în acest webinar. Pe un subiect care a creat și creează în jurul său un interes destul de mare din ce vedem. O să încep prin a mă prezenta. Numele meu este Cătălin Chițulescu și sunt Product Manager. Am început această călătorie acum mai bine de 7 ani și în tot acest timp am pus umărul la construirea produse software din diverse zone, verticale, industrii, cum ar fi e-commerce, payments și virtual data rooms, trecând prin companii precum Avangate, Checkout, acum se numește Verifone și în prezent lucrăm pentru SSC Intralinks. Bun, în incursiunea de astăzi o să trecem puțin prin istorie, o să vedem unde a început totul, referindu-ne la rolul de product manager, da, și cum a evoluat el de-a lungul timpului până astăzi. O să vorbim despre responsabilitățile product managerului și product ownerului, așa cum le găsim descrise în Scrum Guide, de exemplu, sau în alte materiale de specialitate. O să vedem apoi unde se intersectează, cine pe ce este responsabil, cum sunt rolurile acestea aplicate în companii, iar în a doua parte a acestui webinar o să tragem niște concluzii vis-a-vis de felul în care văd eu product managerul și product ownerul. Cum ar funcționa lucrurile într-o lume ideală, dacă există vreun conflict între cele două roluri, dacă o singură persoană poate purta cele două pălării și toate aceste lucruri bazate pe experiența mea și pe cele întâlnite până acum. Cum spunea și Alex? Un mic, te întrerup un pic, Cătălin, vă încurajăm să folosiți secțiunea de Q&A. O să încercăm să răspundem la întrebări. Cel mai probabil spre finalul prezentării. Drept urmare, feel free to use it. Și o să încercăm să le acoperim pe toate. Te rog, Cătălin, scuze. Da, cum spuneai și tu, Alex, nu vorbim de o rețetă aici. Evident că fiecare companie are nevoile ei și își ajustează poate structura organizațională în funcție de cum cred ei și cum pot eficientiza procesele și maximiza valoarea livrată clienților prin produsele lansate. Bun, spuneam că o să ne ducem un pic în timp, da, și vedem unde și când a apărut rolul de product manager. Totul a început prin 1931, când Neil McElroy, pe vremea aceea junior executive la Procter & Gamble, a redactat un document de 3 pagini prin care justifica nevoia de a angaja mai mulți oameni de brand, numea vremea aceea brandman. Acest document a devenit o piatră de temelie pentru ceea ce înseamnă astăzi product managementul. Iar în acest document el descria responsabilitățile pe care le avea acel om de brand și activități precum monitorizarea vânzărilor, promovare și, evident, managementul produsului. Foarte important, de asemenea, faptul că în mijlocul acestor lucruri erau clienții, lucru care a
a și condus la o restructurare în cadrul Procter & Gamble, urmând să se transforme într-o companie cu accent centrat pe clienți. Și, evident, lucrul acesta a dat naștere ulterior rolului de product manager. A urmat în anii 40, a urmat HP-ul, care au stabilit în cadrul companiei că luarea deciziilor se face în jurul clienților și numind product managerul ca fiind vocea clientului. Acest lucru a contribuit la recordul lor de 50 de ani prin care HP a reușit să aibă creștere cel puțin 20%, mă scuzați, între 1943 și 1993. A urmat Toyota cu filozofia aceea de a îmbunătăți în mod continuu procesele. Cu toții știm termenul de Kaizen, Continuous Improvement sau Change for the Better. Și ei au fost cei care au inventat Kanban-ul și primul board a fost folosit în Toyota, acel renumit workflow folosit și astăzi în software development, care ajută la creșterea focusului pe proces prin vizualizarea acelui workflow, limitarea numărului de activități în paralel, acele WIP limits și, bineînțeles, această îmbunătățire a continuă a proceselor. În perioada aceea, rolul de product manager în FMCG făcea parte, cel puțin, din organizația de marketing, fiind mare parte responsabil de înțelegerea nevoilor clienților, găsirea mixului potrivit pentru a crea produsul dorit de clienți. Pe măsură ce au apărut inovațiile în zona tehnologică, au adus dezvoltarea în centrul managementului de produs, fiind extrem de important nu doar să fie înțelese nevoile clienților, cât și alinierea lor cu dezvoltarea produsului. Și vedem că în 2001 a apărut Agile Manifesto ca o nevoie de ajustare a proceselor de dezvoltare în software și avem patru valori care stau la baza metodologiei Agile. O să trec repede prin ele: individual and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiations și responding to change over following a plan. Ideea aceasta de interacțiune, de a inspecta progresul făcut în fiecare zi, lansări de produse dese cu valoare adăugată pentru clienți, sunt câteva din lucrurile care definesc dezvoltarea de software astăzi. În cele mai multe organizații de azi, vedem cum marketingul a evoluat în sensul în care se concentrează mai mult pe brand, promovare, achiziție de clienți, pe când productul are focusul în mai mult dezvoltarea, identificarea acelor lucruri, nevoi, capabilități care răspund nevoilor clienților și ajută produsele să se diferențieze în piață. Product managementul își găsește locul în mai toate companiile și, cum știm cu toții, reprezintă poate acea punctă de legătură între clienți, echipe de dezvoltare și cât și alte departamente în organizație. Obiectivul, când vine vorba de... Și de aici întrebarea. Product owner sau product manager? Exact. Dezbaterea de azi. Exact. Și vom, în cele ce urmează, o să trecem prin toate aceste lucruri. O să vedem cam care sunt activitățile fiecărui rol, așa cum le vedem ele descrise, apoi cum sunt ele aplicate și după care o să tragem niște concluzii. Am vrut să menționez un lucru legat de obiectivul companiilor, care este cât se poate de evident, acela de a crește, de a scala, să aibă cât mai mulți clienți, revenue și așa mai departe. Da? Iar rolul unui product manager este foarte important într-o piață atât de competitivă, pentru a găsi următoare oportunități de business, capabilități, produse care să ajute la atingerea acelor obiective de creștere. Însă, viața unui product manager nu este una ușoară, da? Pentru că pe lista lui de to-dos găsim o groază de lucruri care se ramifică în multe direcții, de la identificarea oportunităților de piață, research, până la planificarea activităților ce țin de dezvoltarea produsului, strategie de go-to-market, pricing și multe alte lucruri.
Așadar, în următoarea minută o să vorbim despre câteva din aceste activități și responsabilități ce revin unui product manager. În primul rând, product managerul trebuie să aibă o viziune asupra produsului, o strategie în jurul acelei viziuni și roadmap-ul care vine cu acele inițiative specifice care ajută la îndeplinirea obiectivelor setate. Și o să vin cu un exemplu foarte simplu, viziunea celor de la Disney este aceea de a face oamenii fericiți. Este un exemplu foarte, foarte simplu de o direcție pentru companie. Dacă vorbim de Disneyland, gândindu-ne după viziune, strategia lor a fost aceea de a crea o poveste și un mediu în care oamenii să se simtă că fac parte din acea poveste. Concluzia este următoarea, că fiecare companie trebuie să aibă o viziune, o misiune care să ajute la crearea unei identități pentru clienții care s-ar asocia cu ea, iar product managerul are acest rol important. Al doilea lucru pe care l-am aici este acela de a se asigura, acea responsabilitate de a se asigura că nevoile clienților sunt înțelese și prioritizate corespunzător. Product managerul este responsabil pentru maximizarea output-ului și anume valoarea livrată clienților prin produsele lansate. Trebuie să existe un feedback loop, o linie directă către clienți cu ajutorul căreia product managerul să poată dialoga cu ei, să le înțeleagă problemele, nevoile și, bineînțeles, valida diverse lucruri. Sunt multe modalități și tool-uri prin care se pot face aceste lucruri, dar nu vom discuta despre ele în această seară. Un alt lucru e legat de dezvoltarea de produs și comunicarea cu alte departamente. O să vedem acest lucru, sau poate odată ce ați văzut acest lucru, va veni imediat în minte că este o activitate pe care o are și product owner. O să discutăm despre toate aceste lucruri, unde se intersectează și cum se intersectează. Cert e că product managerul este în centru, în mijlocul lucrurilor și de cele mai multe ori reprezintă acea puncte de comunicare despre care vă povesteam și mai devreme între departamente. El este cel care creează acel, să-l numim offering team, cu persoane din diverse departamente, discută vis-a-vis de poziționarea produsului, pricing, marketing, targetare, strategie de sales și multe alte lucruri. Product managerul de asemenea trebuie să se asigure că oamenii din companie cunosc acel de ce din spatele priorităților, dezvoltărilor și care este value proposition și cum se diferențiază față de competiție. Un alt lucru important de asemenea este acela de a identifica noi oportunități de produs, noi oportunități de piață. Și pentru acest lucru, product managerul trebuie să creeze un business case care să justifice acea nevoie. Cum este făcut acest lucru ține de fiecare companie. Vedem că în unele companii product managerul ar putea beneficia de ajutorul unui business analyst. În alte situații, product managerul este cel care culege toate aceste informații de care are nevoie. Când vine vorba de competiție, market research, date statistice, diferențiatori, pricing, profitabilitate și multe alte lucruri. Ultimul lucru pe listă, other activities, l-am pus și pe acesta pentru că, evident, putem petrece multe ori discutând despre ce altceva ar mai putea face un product manager. Și o să vin și cu un exemplu, cum ar fi componenta de pricing. Am văzut că acesta nu intră tot timpul în atribuțiile unui product manager. Am văzut companii în care acest lucru ține de un alt departament, cum ar fi product marketing. Evident, product managerul lucrând îndeaproape cu ei pentru a crea strategia de monetizare. În concluzie, product managerul este o persoană foarte ocupată, cu multe activități asociate, care în anumite companii sunt distribuite și altor departamente. Asta pentru a-i ușura viața unui product manager. Un lucru însă este cert, și acela că product managerul este accountable pentru direcție și succesul produselor. Bun, în continuare o să vorbim despre product owner și responsabilitățile lui principale, așa cum le vedem descrise în Scrum Guide. Fac referire la Scrum pentru că este cel mai de succes framework când vine vorba de adopție.
O estimare spune că în lume poate sunt mai bine de 15 milioane de persoane care participă zilnic în Daily Scrum. În plus, rolul de product owner vine din Scrum și poate prima întrebare este de ce l-au numit product owner, da? Și nu product manager. E o întrebare pentru care nu știu dacă am un răspuns bun, nu cred că există un răspuns bun aici. Topicul de astăzi, încercăm să răspundem, să ne expunem punctul de vedere. Exact, exact. Poate un motiv ar fi faptul că, nu știu, poate organizația de sales nu agrează foarte mult un product manager, asta pentru că nu îi prioritizează toate lucrurile ce sunt ridicate. Însă, uitându-ne la cele două titluri, product owner sau product manager, apare această confuzie vis-a-vis de cine este cu adevărat responsabil. Și vom discuta despre aceste lucruri puțin mai târziu. Până atunci, haideți să vedem care sunt responsabilitățile unui product owner, așa cum ne spune Scrum Guide-ul. Da? În primul rând, este accountable for maximizing the value of the product. Da? Cu alte cuvinte, este responsabil pentru ceea ce este livrat către client. Dacă clienții nu folosesc, de exemplu, acel produs, nu sunt mulțumiți, atunci PO-ul, product owner, este cel care trebuie să justifice acele lucruri. Da? De asemenea, comunicarea product goal-ului. Scrum nu ne spune de viziune, de strategie. Ei menționează acest product goal, ce obiective sunt asociate cu produsul ăsta, care sunt criteriile de succes și cum măsurăm toate aceste lucruri. PO, evident, este responsabil și de acestea. De asemenea, crearea, ordonarea și comunicarea product backlog-ului, acele items care au fost identificate și care urmează să fie, să fie dezvoltate. Da? Evident, ordonarea, prioritizarea, ia în calcul mai multe aspecte, pot fi interacțiuni cu clienți, stakeholder, folosirea metodelor de prioritizare. Cert e că atunci când vine vorba de specific de interacțiuni cu clienți, noi nu vedem lucrul acesta în Scrum. Nu este menționat. De asemenea, să se asigure că product backlog-ul, da, este transparent și vizibil și este înțeles, cel puțin foarte important să fie înțeles de echipa de dezvoltare. Transparența reprezintă unul din pilonii Scrum-ului și este foarte, foarte important pentru un product owner să comunice care sunt pașii următori. Trebuie să se asigure că oamenii din interiorul companiei, vorbeam că prima ar fi echipa de dezvoltare, pentru că ei sunt cei care vor dezvolta acel lucru, dar și alte departamente din companie înțeleg care este direcția în care se îndreaptă produsul, pașii următori și ce dezvoltări viitoare au fost prioritizate și în ce fel. Da? În concluzie, product owner-ul este acea persoană care face parte din echipa de Scrum și este responsabil cu succesul produselor livrate către clienți. Scrum vine cu acest framework care este creat să eficientizeze procesele de dezvoltare a produselor prin cadru iterativ care implică programarea acelor eventuri recurente pentru a facilita comunicare, colaborare, planificare și mă refer, cum bine știți, la sprint planning, la refinement, backlog refinement, daily scrums și așa mai departe. Da? Scrumul nu vine cu o rețetă care funcționează în toate scenariile, ci mai degrabă cu un cadru, da, care poate fi ajustat în funcție de nevoile fiecărei companii. De aici, probabil, Cătălin, faptul și că cele două poziții nu se exclud reciproc, ba din contră. Adică ele nu sunt, nu e una sau cealaltă. Exact. Pot funcționa foarte bine împreună. Exact. Tocmai de asta am vrut să trecem un pic prin istorie, să vedem unde a apărut product managerul, da, și comparația aceasta cu product owner. Deci când a apărut fiecare rol și dacă vorbim de două lucruri separate. Cum spuneam, Scrum-ul vine cu product owner-ul și îl plasează cumva în cadrul acesta, dar nu vorbim poate de niște activități diferite de ceea ce ar fi trebuit să facă un product manager. O să vin și cu câteva exemple
cum ar fi faptul că Scrum nu menționează rolul de designer sau de product, de project manager sau business analyst, însă vedem aceste roluri în cadrul unui Scrum team, da? Aceste roluri există în companii. Un alt exemplu ar fi legat de durata sprinturilor, 2-3 săptămâni în funcție de nevoi și la fel și mărimea echipelor, cu cât sunt mai mari echipele, cu atât lucrurile devin mai dificile din perspectiva comunicării și altor lucruri. De asemenea, responsabilitățile product ownerului, spuneam că nu sunt menționate lucruri ce țin de clienți, validări, lucruri de genul acesta, și atunci ar trebui să facă un product owner. Da? O să discutăm în minutele următoare despre acestea și o să vorbesc despre, în prima fază, să vorbesc despre intersecția activităților unui product manager și al unui product owner, așa cum le vedem în companii. Da? Cum spuneam și mai devreme, componenta aceasta de product management implică foarte multe activități. Plecând de la înțelegerea nevoilor clienților, validări de piață, competiție, până la dezvoltarea produsului, strategie și lansare de produs. Dată fiind această complexitate, cele mai multe companii au ales să separe cumva aceste activități, să le atribuie unui product manager pe de-o parte și unui product owner pe de altă parte. Da? Vedem că, de exemplu, product managerul se ocupă de lucruri precum business case-uri, customer interactions, este responsabil de decizia de a cumpăra, achiziționa sau a construi ceva intern, analiză competitivă și așa mai departe. Pe când product ownerul, da, îl vedem că se duce mai mult poate în zona de dezvoltare, da, să se asigure că story-urile sunt scrise, că toate requirements-urile sunt acolo, că backlog-ul este rafinat, că prioritățile sunt acolo, da? Că backlog-ul este ordonat, că este disponibil pentru echipă dacă echipa are nevoie de lămuriri și așa mai departe. Da? Însă sunt și câteva zone unde vedem că ei se intersectează. Primul lucru, roadmap-ul. Da? Crearea roadmap-ului este poate unul din cele mai importante lucruri. Product managerul vine cu viziunea, product owner-ul vine cu acele inițiative, activități care duc la... Pun în operă viziunea. Exact, care ajută să fie atinse acele obiective, mă rog, să meargă în direcția setată cu acea viziune. Și asta aș zice că se aplică mai mult, poate, când avem de-a face cu produse complexe, mai multe linii de produs și așa mai departe. Dar în zilele noastre... Cam toate produsele încep să devină din ce în ce mai complexe. Alte activități, acolo unde se intersectează product managerul și product ownerul, din nou, cum le vedem în companii. Partea de release, da, planning, care e secvența release-urilor, cum se întâmplă ele și așa mai departe. Feature definition, managementul de defects și, foarte important, vocea clientului. Da? Aș zice că este cel mai important lucru. Da, probabil că ăsta este actorul datorită căruia există zona asta de overlap foarte bine definită, de roadmap, release planning, totul pleacă de acolo. Exact, da, și o să pun accent foarte mult de acum încolo pe partea aceasta, pentru că na, clienții ar trebui să fie în centru a ceea ce face un product, că e el manager, owner. Bun, din perspectiva mea, fie că vorbim de product owner, product manager, da, ambele persoane ar trebui să fie cât mai aproape de clienți, să înțeleagă care le sunt problemele, să le identifice nevoile și asta să ducă la crearea acelui roadmap care să le adreseze acele nevoi. În multe situații avem doar product managerul care discută cu clienții și vedem pe partea stângă a slide-ului. Da? Iar product owner-ului îi se comunică poate concluziile acelor discuții și care este rezultatul lor, cum ar trebui să fie reflectate poate acele lucruri în backlog. În această situație, eu zic că este foarte greu de spus cine este accountable, de fapt, pentru succesul produsului. De exemplu, dacă product owner-ul nu are contextul pieței,
al clienților și nu știi exact de ce anumite lucruri sunt prioritizate, da? Atunci, evident că va duce la o întreagă confuzie, probleme de comunicare cu echipele de dev și nu mai imaginați-vă situații în care product owner ar fi în diverse ședințe cu diverse echipe și efectiv n-ar putea să ia o decizie pentru că nu ar avea contextul pieții, nu ar ști ce vor clienții. În concluzie, așa cum vedem lucrurile acestea în companii, product managerul joacă un rol mai strategic, fiind mai aproape de client, business, având un overview mai bun asupra întregului business sau poate linie produs și așa mai departe. Pe când product owner joacă acel rol mai tactic, fiind mai aproape de echipa de dezvoltare și implicat mai mult în toate etapele ce țin de dezvoltarea produsului. Cum spuneam, companiile tind să împartă aceste responsabilități și nu se știe exact cine este de fapt accountable. Și atunci, una dintre întrebările mele este, poate acest model funcționa? Da, poate funcționa dacă sunt îndeplinite anumite lucruri despre care o să vorbim în câteva minute. Este un model ideal? Aș zice că nu. Și asta din mai multe motive și o să discutăm și despre acestea. Însă până atunci, cred că am putea trage următoarea concluzie. Product managerul este de fapt acel job care vine la pachet cu activitățile necesare creierii lansării unui produs, incluzând, evident, și componenta de planificare cu echipele de dezvoltare. Și am văzut că nu este un rol care a apărut de curând. El a evoluat pe parcursul unei perioade destul de îndelungate, iar astăzi departamentul de product management se găsește în aproape orice companie. Pe când product owner-ul, cum spuneam, a fost creat în Scrum undeva în anii 90 ca parte din acest framework, da, de eficientizare a proceselor de dezvoltare. Este vreun conflict între product manager și product owner? Nu ar trebui să fie niciun conflict, doar poate cel creat în interiorul companiilor, dat fiind de job description-ul fiecărui rol. Nevoia de scalare, creșterea complexității produselor, toate lucrurile acestea au dus la împărțirea activităților și asignarea lor mai multor persoane. Iar toate aceste lucruri definesc ceea ce un product manager și un product owner ar trebui să facă. Din nou, Scrum-ul nu spune că product owner-ul nu ar trebui să creeze o viziune de produs sau că nu ar trebui să facă validări de piață sau că nu ar trebui să analizeze competiția, competitori și așa mai departe. Scrum-ul ne plasează acel rol, da, de product owner într-un framework ca un rol esențial în procesul de dezvoltare a produsului. Da? Rolul de product owner nu ar trebui limitat din perspectiva mea ca responsabilități și plasat în zona tactică doar pentru că Scrum-ul nu menționează faptul că un pion ar trebui să fie responsabil, de exemplu, cu strategia. Scrum-ul, până la urmă, ca orice framework de altfel, este un întreg arsenal de ustensile, artefacte, procese și așa mai departe, din care poți să croiești după nevoi. Cătălin, o să avem la final o întrebare legată de partea asta cu sigur sincronizare între roluri. Uite, au început să apară. Așa. Sigur, da. Le luăm la final. Da. Evident că, fiind un framework, acesta poate fi aplicat în funcție de nevoile fiecarei companii. Cum spuneam, nu există o rețetă. Da? Fiecare companie își ajustează și aplică aceste lucruri în funcție de viziune și de ceea ce își dorește, ce obiective are. Da? Și rămânem totuși cu întrebarea. Cine este, de fapt, accountable, da? Cine este considerat dacă produsele nu sunt de succes? Cine este lăudat sau promovat dacă vorbim de un succes răsunător? Bun, și ca să răspundem la întrebarea aceasta, e foarte important să avem, din perspectiva mea, un singur product owner, da, care să fie responsabil de luarea deciziilor în produs. De asemenea, important, când vorbim de un product owner, vorbim de o singură persoană, nu vorbim de o echipă, de mai multe persoane. Da?
De exemplu, imaginați-vă scenariul în care am avea poate doi product owner care ar fi responsabili pe aceeași linie de produs sau care ar participa în planning-uri, refinement-uri cu echipele de dezvoltare. Acest lucru ar crea o confuzie destul de mare și, evident, echipele nu ar ști la cine să meargă, cine ar fi responsabil de priorități și așa mai departe. Da? Bun. Între, de asemenea, este foarte, foarte important, da, ca, sau ideal să-i spunem, de fapt, ca acel product owner să fie chiar product manager, da? Deci să existe o singură persoană. De ce acest lucru? Pentru că succesul unui produs, maximizarea valorii livrate clienților, vine din înțelegerea business-ului, competiției, a nevoilor clienților, da? Tocmai de aceea product owner-ul trebuie să fie aproape de clienți, da? De stakeholders, să identifice ceea ce e necesar și să prioritizeze acele lucruri corespunzător. Și se naște următoarea întrebare. Când are timp un product owner să facă toate aceste lucruri? Știm că, printre altele, trebuie să fie aproape echipei pentru întrebări și alte lucruri ce necesită lămuriri. Product owner trebuie să găsească acel echilibru în tot ce are de făcut și cred cu tărie că unele lucruri pot fi delegate. Și o să vă dau câteva exemple. E nevoie de product owner în Daily Scrum? Eu zic că nu. Nu este nevoie să avem product owner-ul în Daily Scrum atâta timp cât el este responsiv dacă echipa are nevoie de clarificări. Cu alte cuvinte, echipa poate veni oricând la product owner, da? De fiecare dată, da? când e nevoie, da? Permițându-i astfel să-și petreacă timpul în alte direcții și aici, evident, exemplu cu clienții, să stea mai mult cu clienții, să facă acele validări de care e nevoie și așa mai departe. E musai ca product owner-ul să scrie toate story-urile, toate requirements-urile? Nu. Aș zice că echipa de dezvoltare este suficient de autonomă să preia acest task atât timp cât prioritățile sunt foarte clare în backlog. Da? Evident, în acest caz, product owner-ul trebuie să se asigure că acceptance criteria, da, reflectă practic direcția produsului, direcția în care vrea să meargă. Bun, dacă totuși vorbim de scenariul în care avem un product manager și cel puțin un product owner pentru aceeași linie de produs, pentru același produs, product manager foarte important trebuie să-i ofere puterea product owner-ului de a lua decizii. Altfel, product owner-ul ar fi într-o poziție dificilă în care toate deciziile ar trebui confirmate cu product manager, ce spuneam și mai devreme, ar crea acea confuzie, s-ar întârzia poate începerea sau continuarea dezvoltărilor. Overall, nu cred că ar fi productiv absolut deloc. Și de aceea este extrem de important să existe acea comunicare, acea colaborare între product manager și product owner și vorbim, evident, de scenariul în care product managerul ar juca rolul acela mai strategic, ar fi mai mult în zona aceea de viziune, iar product owner-ul mai tactic cu echipa de dezvoltare și toate eventurile acestea asociate framework-ului folosit. Bun, în final, dacă vorbim de un product manager și product owner, da, ambele persoane sunt responsabile să livreze valoare clienților prin produsele lansate. Da? Și vă spuneam că o să pun accentul mai mult în zona aceasta, în zona de client. Da? Este important ca cele două persoane, da, dacă există în companie, să se asigure că alocă suficient de mult timp interacțiunilor cu clienții. Spuneam că product owner nu trebuie să-și petreacă majoritatea timpului în a scrie user stories. E mai important poate să valideze dacă acele user stories includ ceea ce clienții își doresc să vadă în produs. Da? Și poate că nu e ușor să interacționezi cu clienții în fiecare zi.
am pățit de multe ori lucrul acesta și sunt exemple de companii unde chiar e foarte greu să ajungi cu să vorbești cu clienții din diverse motive. În final, din perspectiva mea, chiar dacă există interacțiuni cu stakeholderi, cu persoane din interiorul companiei, e foarte bine să primești acel feedback direct de la clienți, pentru că de cele mai multe ori vedem că poate lucrurile sunt filtrate, da? Fiecare persoană are filtrul ei, fiecare departament. Dacă vorbim cu echipele de sales, o să vedem că au anumite priorități. Dacă ne ducem către clienți, o să vedem că de cele mai multe ori acele lucruri o să fie cumva diferite. Și atunci de asta pun accentul pe acest lucru, pentru că clienții sunt cei care ne vor spune nouă ceea ce ar trebui construit, da? Ceea ce le aduce lor valoare și ceea ce ar folosi. Sunt atâtea exemple de produse care au fost lansate unde nivelul de încredere poate era foarte ridicat pe baza validărilor făcute, poate de cele mai multe ori intern, și odată cu lansarea produsului nu îl folosea nimeni și toată lumea se întreba, dar de ce? De ce nu îl folosește nimeni? Păi, pentru că, de fapt, direcția nu a venit de la clienți, a venit din altă parte. Da? Și nu au fost validările corespunzătoare făcute. Da? În concluzie, da, ca să sumarizăm ce am acoperit, cele discutate astăzi, nu este niciun conflict sau nu ar trebui să fie niciun conflict între product owner și product manager decât cel poate creat de companii, prin felul în care sunt înțelese cele două roluri și distribuirea acelor activități aferente. Da? Ambele persoane ar trebui să fie responsabile de succesul produsului. Spuneam de asemenea că ar trebui să fie un singur product owner, da? Vorbim de acel scenariu ideal, o singură persoană, nu o echipă care să-și împartă responsabilitatea, da? Și dacă ceva nu merge bine, nu e nimeni accountable de fapt. Nu, trebuie să fie o singură persoană. Evident că product owner lucrează și interacționează cu groază de departamente, asta nu înseamnă că nu ia în calcul toate acele, tot ceea ce aude. Ideea este că toate aceste lucruri trebuie reflectate în prioritizarea backlog-ului. Dacă nu este posibil acest lucru, cum spuneam și mai devreme, product owner-ul trebuie să fie, să aibă acea putere de a lua decizii. Altfel, cred că ar avea probleme destul de mari. S-ar genera acele confuzii în rândul echipelor, în special echipelor de dezvoltare, și ar fi un efect negativ în lanț, să-l numesc așa, pentru că ar impacta clientul, business-ul, revenue și așa mai departe. Un alt motiv pentru care trebuie să poți vorbi cu clientul și să știi ce se întâmplă acolo. Exact, exact. Și nimeni n-ar fi, poate, fericit în acest scenariu. Product owner, product managerul, am văzut că a apărut acum mulți, mulți ani, pe când product owner a fost menționat pentru prima dată în cadrul Scrum-ului în anii 90. Ambele persoane sunt responsabile să livreze valoare clienților. Cum spuneam și mai devreme, cred că a spus-o de mai multe ori, product owner este rolul, product managerul este job. Și o să închid cu, evident, cu clienții, da? Faptul că nu trebuie petrecut foarte, să zic, foarte, foarte mult timp în jurul acelor requirements, mai ales în contextul Scrum-ului, da, atâta timp cât acele lucruri pot fi delegate sau poate fi altcineva care poate ajuta, este mult mai important ca productul să fie aproape de client, să înțeleagă nevoile și lucrurile astea să fie reflectate în direcție. Bun, cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să le acopăr. Cred că Cătălin, putem avem să... Aici, avem aici o, ceva întrebări, o listă lungă de întrebări. O să, da? O să începem, cumva, începem, să cu mai... cele, începem cu cele grele, cu cele ușoare. Evident, putem,
Scopul nostru este acela de a crea un dialog. Un dialog, da, exact. Poate că n-avem timp să le să trecem prin toate, dar m-aș bucura să discutăm și offline. Evident. Exact. Nu am venit cu o rețetă aici, ci exact. Uite, eu o să încerc toate de discuție. O să încerc să le mai agreg cumva. Uite, și una, apropo de prezentare și de, în fine, felul în care cele două poziții ajung să comunice pornind de la ce își dorește clientul și ce așteptări, viziune, roadmap există pentru produs. Întrebarea zice așa, la noi se lucrează într-un mediu scalat, safe, avem ambele poziții, și product owner și product manager, dar pare că de multe ori cele două poziții nu sunt în sync sau nu sunt în sync suficient de mult. Și întrebarea către noi este așa, ce ați recomanda ca posibile soluții pentru a face lucrurile să meargă un pic mai bine? Păi, dacă vrei te las să te spunzi, mă gândeam la ceva acum. Sigur, putem să venim amândoi cu câte un răspuns, dar cred că răspunsul se află de fapt în întrebare, nu? Da, exact. Este vorba de comunicare, pentru că dacă ei nu sunt, cele două roluri nu sunt în sync, atunci e foarte greu ca viziunea să ajungă la echipa de dezvoltare prin product owner. N-am folosit Safe-ul, dar știu că e un framework de scalare. În schimb, am folosit Nexus-ul, da? Și Nexus-ul ne spune foarte clar că, deși lucrăm cu mai multe echipe, pe același produs, trebuie să existe un singur product, un product owner, da? Da, ca să existe un singur punct de decizie, de fapt. Da. Exact, despre asta este vorba. Ca recomandări, da, cred că ar trebui scoase în evidență toate lucrurile acestea. Faptul că, nu știu, poate viziunea e una și ce ajunge la echipă da. E altceva. Din... Și poate că product owner-ul nu e suficient de informat vis-a-vis de ceea exact. Ce compania să facă. Exact. Din ceea ce am întâlnit în practică, pare că dacă oamenii, indiferent de rol, sunt expuși contextului, și anume de ce se fac lucrurile în felul în care se fac și direcția este asta pe care mergem, adică cu alte cuvinte există legătura către client și pentru ceea ce ai menționat des pe parcursul prezentării, da. Atunci șansele să ajungi într-un disconnect major sunt mai mici. Acum, na, ca în viață, informația trece prin tot felul de filtre, înțelegem da, fiecare exact. Într-un mod ușor diferit, dar măcar există o bază de la care pleci să diminuezi un pic probabilitatea de a avea o astfel de problemă. Uite, exact. Și eu am trecut, că tocmai de asta, cumva, discutând, Alex, am ales să abordăm acest subiect, pentru că la un moment dat cu toții am trecut prin aceste lucruri și poate că trecem în continuare, da? Dar comunicarea e foarte importantă aici, da? Și ridicată toate aceste lucruri, pentru că altfel de pierdut cine ar avea? Tot noi am avea de pierdut, clienții, compania și așa. Da, exact. În cele din urmă, uite că ai menționat framework-ul Scrum și celelalte variațiuni, Kanban și așa mai departe. Toate pornesc de la premisa că trebuie cumva informația să circule cât mai ușor cu putință și atunci de aici nevoia de transparență, borduri și în fine, felul în care informațiile sunt expuse astfel încât să poată circula ușor. Exact. Uite, mai avem... Atât mai important, un singur mai am de menționat, atât mai important faptul că ce e diferit față de waterfall, că nu ai nevoie de o planificare foarte mare. Cu cât faci un release mai rapid, cu atât ai posibilitatea să înveți mai multe lucruri și să ajustezi. Da? Să primești atunci, feedback. Și atunci, exact, să primești feedback și să vezi ce poți să ajustezi. Iar dacă nu știi lucrurile acelea de la clienți, da? Nu știi care sunt nevoile, atunci tu poți să planifici cât ai vrea tu să planifici o perioadă. Exact. Așa mai bine să înveți punând ceva în fața clienților și să înveți efectiv din acțiunea pe care o au ei cu produsul. Da. Da. Uite, mai avem o întrebare interesantă. Zice așa, cum credeți că o persoană poate dobândi skill-urile necesare pentru rolul de product manager?
Și continuarea ca, cum să spun, partea ajutătoare pentru rolul de product owner e mult mai intuitiv, având în vedere că sunt o multitudine de certificări în jur. Și sunt trasate poate niște, sau poate da. Ne ajută framework-ul de Scrum, da. În care... Uite, eu mă gândeam la un posibil răspuns. Sigur. Pentru că cred că din prezentare e destul de clar că până la urmă rolurile în sine ambele și cel de product manager sau poate cel de product manager într-o măsură mai mare necesită o experiență variată, în fine, să poți să poți să vezi problema din mai multe unghiuri, din papucii mai multor echipe, adică client, sales, account management sau customer success, engineering. Revenind la întrebare, cred că poți să pleci, spre exemplu, de pe o poziție de dezvoltare, spre exemplu, și să te apropii de client și să ajungi în cele din mai din partea de product management. Eu, până la urmă, sunt parte de QA de mult, pe un flow de management de proiect, după aia professional services, analiză de business și product management acum. Adică, cu alte cuvinte, pare că e ca la o casă. Cred că din cele menționate, probabil că mi se pare că destul de important este framework-ul de analiză de business, că înțelegi, până la urmă, înțelegi în ce fel poți să chestionezi o problemă, astfel încât să poți găsi un set posibil de soluții. Da, ca și skill-uri, nu cred că vorbim de, din nou, de o rețetă. Vedem tot felul de persoane în jurul nostru, în organizațiile de product, da? Sunt persoane mai, poate, o viziune mult mai bună, sunt persoane care sunt îndreptate mai mult spre componenta tehnică, da? Pentru că sunt mai analitici, sunt mai, nu știu, au cumva o, nu știu, se duc mai mult în zona aceasta de tehnică, da? mai tactică. Asta nu înseamnă că celelalte lucruri nu pot fi învățate, cu toții am început de undeva. Exact. Nu înseamnă că acea persoană cu viziune tot timpul și are tot timpul câte o poveste în jurul lucrurilor pe care le visează, da? Asta nu înseamnă că nu se poate duce să lucreze cu echipa de dezvoltare și să aibă rolul acela mai tactic, să zicem, și invers, da? Nu știu, strategie, viziune, lucrurile astea de la fel, se pot... Se pot construi, se învață și ele. Da. Ce skill-uri la bază, dacă poate căutăm pe, nu știu, pe Google, ce abilități ar trebui să aibă un product manager? Poate una din ele ar fi partea de comunicare, da? Comunică cu toate departamentele, comunică cu clienții. E important să existe această abilitate, care și asta poate fi dezvoltată în timp. Da. Uite, mă uitam să văd cât mai avem, ne-am cam apropiat de final. Mă gândeam să menționez, mi-e teamă că o să uităm, ne luăm cu vorba și uităm. Prin participarea la webinar, puteți beneficia de un PDU pentru certificările PMI. Și atunci tot ce avem nevoie e un mail pe office@brix.ro cu ID-ul de PMI. Și în rest se va întâmpla alocarea în următoarele 2 săptămâni. Cătălin, nu rămâne decât să-ți mulțumesc în numele tuturor celor care au fost în seara asta împreună cu noi. Și uite, înainte să închidem, o scurtă mențiune despre webinarile viitoare. O să mai fie unul de certificări Professional Scrum Master la Scrum.org cu Mihai Olaru și un altul după despre BIM Book Guide ediția 7 cu Narcis. Acum, ca de obicei, comunicarea pe Brix și cu datele viitoarelor webinarii. Altfel, probabil ne vom mai întâlni pe o temă conexă celei de astăzi, că este una de actualitate și, uite, cel puțin din volumul de întrebări,
cred că mai merită cel puțin o întrevedere. Altfel, vă mulțumim mult că ați fost împreună cu noi în seara asta și o seară plăcută în continuare, vă dorim. Mulțumim! Mulțumim! Bine! La revedere!